Salut prieteni, ce faceți? Eu sunt Dan de la GeekChronicles.ro și astăzi am pregătit pentru voi încă un clip video. Da. Unul dintre cele mai populare dispozitive din această lume trebuie să fie telefonul mobil. Telefoanele mobile exercită o sumedenie de funcții. Care și mai care mai interesante. Însă, pentru că telefonul tău funcționează cu o baterie, o să observi uneori, în anumite circunstanțe, că bateria se descarcă parcă prea repede. Și să spunem că telefonul este unul nou și nu unul vechi, ca să excludem cumva posibilitatea degradării bateriei, ce poți face concret ca să sporești durata de viață a bateriei telefonului din posesia ta? Primul pas. Dezactivează toate opțiunile ce nu le utilizezi. Printre acestea ar fi NFC-ul, Bluetooth-ul, Wi-Fi-ul și multe alte opțiuni software. Toate opțiunile telefonului tău au un impact asupra bateriei. Unele necesită mai multă energie ca să funcționeze, altele mai puțin. În schimb oricare ar fi cazul, este indicat să dezactivezi funcțiile care pur și simplu nu le utilizezi. Făcând doar acest mic și la prima vedere nesemnificativ pas, poți îmbunătăți durata de viața bateriei telefonului tău destul de semnificativ, mai mult decât ai crede uneori. Numărul 2 pe lista noastră este display-ul telefonului tău. Era zic display-ul tău, dar e al telefonului tău. Da, e total tău, cumva. Display-ul cred că este cel mai mare consumator al telefonului. Astfel, cu cât reduci luminozitatea, cu atât crește autonomia. Un prim pas ce-l poți face este să dezactivezi luminozitatea automată. Chiar dacă uneori aceasta, să spunem, ar putea îmbunătăți durata de viață a bateriei, în majoritatea din circumstanțele în care am avut activat această funcție, la mine s-a întâmplat contrariul. Deci e mai bine să dezactivezi luminozitatea automată și să ajustezi tu cumva display-ul atunci când ai nevoie de mai multă lumină sau mai puțină lumină. Iar ultimul sfat care l-am pentru voi în așa fel ca să vă îmbunătățiți autonomia bateriei telefonului vostru este să dezactivați singul automat la aplicații. Sincul practic permite ca aplicațiile tale să se actualizeze auto automat în background. Lucru care afectează într-un mod direct bateria. Dezactivând Syncul automat la aplicații, îți va permite să câștigi cu până la 10, chiar 15% autonomie în plus. Ca să dezactivezi sync în background la aplicații, trebuie să intre în setări, la conturile tale și acolo undeva în dreapta sus trebuie să fie opțiunea asta pentru a activa sau dezactiva singul. ul Dar prieteni, cam asta a fost clipul. Nu uitați să vă abonați la acest canal și să-i dați un like în cazul în care v-a plăcut. Și, nu în ultimul rând, forum.geekchronicles.ro Acolo puteți publica aproape ce doriți voi. Sau ce considerați că vreți să publicați. Aproape orice.